Apar informații incredibile din dosarul în care se fac percheziții în 3 județe la mai multe spitale, firme și o primărie, dar și un ONG. Potrivit unor surse, medicii vizați de această anchetă ar fi luat de la persoane decedate dispozitive cardiace și le-ar fi montat pacienților în viață. Anchetatorii investighează mai multe infracțiuni de dare și luare de mită săvârșite de medici, dar și de persoane din anturajul acestora. Ovidiu Stan, colegul meu, urmărește subiectul și vine cu toate informațiile. Ovidiu, ce se întâmplă în teren în momentul acesta și ce spun procurorii, cum funcționa rețeaua aceasta de medici implicați? Bun găsit, Lorena, vorbim de o adevărată rețea în care erau implicate cadre medicale, dar și apropiații ai acestora. Un număr de 24 de percheziții au loc în acest moment în țară, 20 la Iași, 3 la Brașov și o percheziție în județul Neamț. Sunt vizate 5 spitale, dar și sedii de firmă, așa cum spuneai, sediul unei primării comunale și un ONG. Vorbim despre trafic de influență, de dare și luare de mită, de practici ilegale ale medicilor care ar fi pus în pericol viața pacienților și, așa cum spuneai, am aflat pe surse că aceștia ar fi operat pacienți și le-ar fi pus stimulatoare cardiace luate de la persoane decedate. În acest moment procurorii sunt și aici la Brașov, unde au descins și ridică material. Procurorii, vorbim cei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la parchetul de pe lângă această instituție, care coordonează toată activitatea împreună cu cei de la Investigații Criminale, Secția Economic, pentru a face lumină în acest caz. Mai multe persoane urmează să fie conduse la audieri.